Un elev a întrebat un profesor: de ce oamenii se căsătoresc adesea cu o persoană diferită de cea de care s-au îndrăgostit? Profesorul a răspuns: pentru a înțelege asta, mergi într-un lan de grâu și alege cel mai bun spic de grâu. Dar condiția este să alegi doar în timp ce mergi înainte. Nu te poți întoarce pentru a alege. Elevul a mers în lanul cu grâu. A văzut un spic mare și frumos, dar s-a gândit că poate va găsi unul și mai bun. A văzut alte spice mai mari, însă a continuat să se gândească că poate există unul și mai bun. Când a traversat mai mult de jumătate din lanul de grâu, a realizat că spicele rămase nu erau la fel de mari și frumoase ca cele pe care le-a lăsat în urmă. A înțeles că a pierdut cel mai bun spic în căutarea unuia perfect. Așa că s-a întors la profesor cu mâinile goale și i-a povestit ce s-a întâmplat. Profesorul i-a explicat: în căutarea spicului perfect ai lăsat în urmă cel mai bun spic. Când ți-ai dat seama de greșeala ta, nu ai mai putut să te întorci. Acesta este genul de greșeală pe care oamenii o fac în dragoste, pierzând persoana potrivită din viața lor. Elevul l-a întrebat apoi: deci nu ar trebui să ne îndrăgostim niciodată? Profesorul a răspuns: nu, dragul meu, nu este nimic greșit în a te îndrăgosti. Însă, odată ce te îndrăgostești cu adevărat, nu ar trebui să renunți la persoana iubită din mândrie, ego sau comparație cu alții. Dar cum ajungem să ne căsătorim cu cineva diferit de persoana pe care o iubim? A întrebat elevul. Profesorul i-a răspuns: pentru a răspunde la această întrebare, du-te din nou într-un lan, dar de această dată să fie un lan de porumb și alege cel mai bun porumb, respectând aceeași regulă ca înainte. Elevul a mers în câmpul de porumb, de data aceasta fiind determinat să nu repete greșeala. A ales un porumb de mărime medie de care era mulțumit și s-a întors la profesor. Profesorul i-a spus: de data aceasta nu ai venit cu mâna goală. Ai căutat unul care să fie pur și simplu plăcut și ți-ai pus încrederea că acesta este cel mai bun pe care îl puteai găsi. Așa facem alegerea înțeleaptă pentru căsătorie. Elevul părea confuz. Profesorul a întrebat: ce te neliniștește acum? Elevul a răspuns: mă întreb dacă este mai bine să te căsătorești cu persoana pe care o iubești sau să iubești persoana cu care te căsătorești. Profesorul a răspuns: răspunsul este simplu, dacă ești dispus să-l recunoști. Elevul, cu învățăturile în inimă, a înțeles că dragostea adevărată nu trebuie căutată în perfecțiune, ci în autenticitate. Că uneori, cel mai bun spic este chiar cel pe care îl ai în fața ochilor tăi, nu cel pe care îl aștepți să apară. Morala: viața este ca un coș cu fructe. Fie alegi fructele care îți plac cel mai mult, fie te mulțumești cu cele sănătoase. Trebuie să alegi cu înțelepciune. Altfel te vei întreba mereu cum ar fi fost dacă. Dacă ești sincer cu tine însuți și cinstit, niciuna dintre aceste două alegeri nu va fi greșită. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.